Faptul că în județul Giurgiu nu mai circulă niciun microbus de transport persoane nu mai este un lucru nou. De ieri, operatorul de transport care a câștigat licitația organizată de Consiliul Județean Giurgiu a decis să întrerupă circulația pentru că ARR nu i-a eliberat licențele. Nici până la această dată, operatorul de transport nu a primit niciun răspuns din partea ARR, acesta fiind nevoit în continuare să țină microbuzele trase pe dreapta. Pentru giurgiuvenii care se folosesc de acest transport zilnic, situația este de-a dreptul alarmantă. Nevoie să aștepte ore întregi după un microbus care nu mai vine, navetiștii încurajează indirect cursele clandestine. Cât mai aveți de gând să așteptați? Păi poate vine autobuz. Dar în situația în care nu va veni niciun autobuz, ce veți face? Ne ducem la ocazie. Și dacă nu va veni niciun microbus, cu ce aveți de gând să plecați? Forță majoră, ia mânele. Ce am găsit? Ce părere aveți dumneavoastră despre această situație? Părerea noastră despre această problemă este foarte negativă, datorită faptului că nu se gândește la cetățenii care se deplasează, care au probleme la Giurgiu, la notariat, la medic, știu eu, și nu au cu ce să vină. Stau pe marginea șoselei și face cu mâna. Bună seara! Și ce așteptați? Chiriacul și nu circulă autobuzele. Și în situația asta ce o să faceți? Ne aștept până la tren. De când așteptați? De vreo jumătate de oră. Dar nu știați că nu circulă? Nu știam, dar nu știam, că zicea că le dă drum. Am aflat că nu mai circulă. Și ce părere aveți de situația asta? Păi nu o părere foarte bună. Care firmă e să fie foarte atentă, că să știți, călătorii sunt foarte nemulțumiți. Într-o nouă discuție cu reprezentanții ARR București, răspunsul a fost același ca și cel de ieri, adică se analizează și se caută soluții. În opinia vicepreședintelui Consiliului Județean, problema se află în mâinile ARR, pentru că din punct de vedere legal, hotărârea Consiliului Județean este foarte clară. Știți și dumneavoastră că au fost dezbateri în legătură cu legalitatea problemelor propuse într-o hotărâre anterioară. A existat din partea prefecturii o adresă prin care au fost arătate punctele care nu erau în concordanță cu legea și în ultima ședință de Consiliu din anul 2000, de la începutul anului 2014, în prima ședință, am găsit formularea foarte clară, în concordanță cu legea, pentru ca să atribuim acele trasee. Până când ARR nu va da o soluție în acest caz, transportul de persoane intrajudețean rămâne paralizat, iar giurgiuvenii sunt nevoiți să facă autostopul.